Trică. Are în față acum pe Gabi Popescu, Trică, o pasă bună pentru Dăciulescu și gol superb, gol superb al Stelei. Gol marcat de Dăciulescu, 3-1, meciul este jucat. Greu de crezut că Steaua mai poate scăpa titlul, mai sunt 7 etape, este principala favorită. Pe site-ul echipei care conduce acum în campionat este un chestionar. Ce loc va ocupa Steaua la sfârșitul campionatului? Sunt 4 opțiuni. Locul 1, primul loc, prima poziție și în fruntea clasamentului. O glumă a celor mai fanatici dintre suporterii Stelei. Steaua este în acest moment și pe primul loc, și pe locul 1, și pe prima poziție. Un gol frumos al lui Dăciulescu, o pasă inteligentă a lui Trică. O repriză secundă mai bună pentru decarul stelist. Trică, Dăciulescu, traseul acestui gol reușit de Steaua, care practic încheie meciul, unul foarte disputat în această seară. Rămâneți însă pe Prote, tocmai de aceea au cumpărat suporterii steliști masiv în această seară cartea lui Andrei Vochin, Super Steaua, povestea nefardată a anilor de gloria Stelei, care va fi lansată oficial săptămâna viitoare și despre care se va vorbi și în emisiunea Mihail Redulescu, Steaua ta norocoasă, unul de actorii finalei de la Sevilla din 1986.